Problema complexului energetic este de adaptare la realitatea europeană. Premierul României, Victor Ponta, a declarat că legislația europeană îi pune bețe în roate complexului energetic Oltenia. Situațiile și legislația europeană, în special privind emisiile de carbon, fac viața foarte grea. Adică apa curge, dacă curge, nuclearul merge, la cărbune se pun 7.000 de taxe în plus și nu le pune statul român, le pune Comisia Europeană. Acum e în dezbatere o nouă năsprire. Uniunea Europeană nu iubește energia pe cărbune pentru că o mai producem noi și polonezii. Când o producea Germania, o iubeau. Acum nu mai iubesc. Și, sigur, e o viață grea pentru energia pe cărbune. Cel puțin 20 de ani, gigantul energetic va supraviețui. Dacă nu era CE Oltenia, rămâneam în beznă în această vară, a subliniat premierul. Că România are nevoie încă 20-25 de ani de energie pe cărbune. Uitați-vă anul ăsta când a fost secetă și când n-a bătut vântul, dacă nu era CE Oltenia, rămâneam toți în beznă vara asta. Asta e mai greu să explici la Bruxelles. Dar aici oamenii trebuie să înțeleagă. Nu bate vântul, n-avem apă în baraj. Fără CE Oltenia și fără Hunedoara în Transilvania, nu mai aveam curent la priză. Vara trecută, producția a mers strună la complexul energetic Oltenia, în timp ce energia produsă de hidrocentrale sau din domeniul eolian nu era favorizată de condițiile meteorologice, complexul energetic Oltenia a dominat piața de energie. Pe 15 octombrie, Victor Ponta a promis că va organiza o întâlnire pe teme energetice la care pot participa toți cei implicați și interesați.